Pelerinii veniți la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva au ajuns la unitatea de primire urgență a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. Principalele afecțiuni cu care se prezintă pacienții sunt infecții respiratorii, hipotermiile și fracturi la nivelul membrelor provocate prin cădere. Medicii de la UPU se așteaptă la un număr mare de pacienți în perioada aceasta. Tot spitalul este pregătit dacă va fi vorba despre un număr mai mare de pacienți. Din experiența anilor trecuți, știm că o parte dintre ei, dacă sunt expuși la frig și la oboseală, ajung în urgență fie cu creșteri tensionale, fie cu afecțiuni respiratorii. Deocamdată, o singură pacientă a venit din rândul pelerinilor. Este vorba de o doamnă de 81 de ani cu un traumatism de gleznă produs în timp ce mergea în curtea mitropoliei.